Да. Алло. Сергей? Да. Салут, салут. Ești ok? De ce vorbești așa încet? Ca să nu mă aud Anisia. Păi de ce? Doarme? Din păcate nu. Îi trează conștient și cu foarte multă energie. M-am ascuns de ea că de când e acasă vede orice fier de păr, orice pată, e tot timpul supărată și vrea foarte multă comunicare. Păi și de ce nu vorbești cu ea? Păi stai, că la ea comunicare înseamnă cu totul altceva. Eu vreau comunicare reciprocă, adică când eu vorbesc, tu să taci și invers. Tu să taci când eu vorbesc. Vorbești mult și tot timpul e supărată. Păi de ce e așa nemulțumită? Nu știu, frate, că nu mi-o zis. Vorbești două vorbe și după aia începi să latri și eu pap cioarele, nu înțeleg câinească aia. Hai mă că exagerezi aici. Poftim? Am zis aia! Scuze-mă, nu te-am înțeles. Exact, niciodată nu mă înțelegi, niciodată nu mă asculți. Mi-au spus prietenii, bă, nu-l lua pe asta cu stilatri toată ziua, n-am vrut să ascult, na. Băi frate, dar tu acum unde ești? Bă, nu sunt nici în casă, nici afară, nici la mine, nici la vecinul, nici la 4, nici la 5. Sunt pe balcon și mă țin de balustradă. Adică? Sunt în afara lui și mă țin de balustradă. Coaie, ce faci acum? De ce să fac? Exact ca ele, atârm. Mă simt foarte bine aici și nu mai intru în casă nici mort. Frate, du-te înapoi în casă, te rog eu frumos că e periculos, liniștește-te. Hai că-ți dau eu niște bani, am niște euro puși deoparte, ți-i dau, dar numai liniștește-te. Frate, n-auzi că nu vreau bani, nu vreau valută, vreau doar o femeie mută. Sau măcar una tăcută. Dacă ați ajuns până aici, înseamnă că v-a plăcut clipul nostru. Vă mulțumim! Și desigur, nu uitați să vă abonați pe YouTube, să-mi dați follow pe Facebook și toate cele și neapărat să ne verificați magazinul online pe care tocmai ce l-am deschis și are tricouri, hanorace și toate cele. Aveți link în descriere, căutați acolo. Link în descriere jos. Vă mulțumim și vă pupăm!